Și pentru că noi avem un scenariu și vă rog foarte mult să țineți cont de asta. Eu o prezint pe colega mea, Ele Bădică, de la București. Și fac o prezentare un pic mai amplă, pentru că și-a făcut studiile de licență la Facultatea de Litere Universitatea din București, specialitatea literatură universală și comparată. Are un master în științe antropologie și din 2013 este redactor șef adjunct al unei dintre cele mai importante site-uri literare românești, Bookaholic.ro, da? A scris la diverse publicații culturale, la Dilema Veche, a publicat, deci la Dilema Veche, Observator Cultural, Cultura și altele. În prezent este redactor la Studiul de Cultură și pe lista Arte și Meserii. Și am intrat pe Bookaholic.ro și am selectat, am vrut să văd ce scrie ea și am selectat, are o serie întreagă de prezentări de carte. Și am selectat un citat dintr-o prezentare a unei cărți importante pe care o recomandăm. Este vorba de Haruki Murakami, o carte despre despre meseria de romancier. Și am să aduc un citat din Ele Bădică. M-am îndrăgostit de Haruki Murakami prin meseria de romancier. Chiar dacă nu am fost întotdeauna de aceeași părere cu el, de-a lungul celor 12 eseuri din acest volum, admirația pentru stilul său franc, pentru curajul de a se raporta la sine și la propriile scrieri lucide, fără amenajamente și fără ocolișuri, pentru subiectivitatea fățișă, a fost necontenită. E o provocare și un privilegiu, cred, să intre în lumea lui Murakami. Îți deschide ușa și te lasă să privești în lăuntru procesului său creativ, minții sale, vieții sale, nu ai cum să te plictisești citindu-l, fie că ești sau nu fan Murakami, fie că i-ai citit ficțiunea oriba, încheiat citatul. Deci, Ele Bădică. Te rog. Ați schimbat puțin scenariul, mă simt puțin... Dacă nu l-am scris eu. Da, exact. Trebuia Florin Lăzărescu să negociem puțin pe acest scenariu. Asta este. Acum mă simt puțin defavorizată, poate mi-au revanșa. Nu, aseară tot s-a citat. Să ne prezentăm invitații. Avem Dan Coman, Tatiana Țibuleac și Florin Lăzărescu, trei tipuri de literaturi foarte diferite între ele, ceea ce e foarte bine și sperăm să avem o discuție interesantă pentru dumneavoastră în seara aceasta. Voi începe cu Dan Coman. Eu fac prezentări mai scurte. Cred că e foarte important să spun așa în două, trei cuvinte. Poet și prozator, a debutat în 2013 cu Anul Cârtiței Galbene. Ar fi fost bine să fie 2013. 2013, 2003, scuză-mă. Câteodată cuvintele o iau singure, se răstogolesc. Da, ar fi fost mișto, dar după aceea nu se mai lega tot scenariul. După aceea a continuat să scrie poezie, a publicat Ginga și respectiv Dicționarul Mara la Vinea, respectiv Editura Cartier, la câțiva ani distanță, 2005-2009, de data asta n-am greșit, nu-i așa. După aceea a început să publice proză, Irezistibil, Parohia și Căznicie, publicate la distanță de 2-3 ani între ele, 2010, 2012 și 2015, Editura Cartea Românească, primele două, după aceea Polirom. Bineînțeles, premiat, așa cum sunt autorii din seara aceasta, pentru poezie, tradus în mai multe limbi și așa mai departe. Mă voi opri aici și voi preda iar microfonul, 2 secunde până trece dincolo. Eu o prezint pe Tatiana Țibuleac, care a debutat recent. Sunt unul din cititorii care au vorbit la lansarea ei de carte, Fabule Moderne. Cartea a apărut la o editură care se numește Urma Ta. Da?
toată lumea acolo vorbea despre jurnalista Tatiana Țibuleac, că acele texte nuvele seamănă foarte mult cu reportajul și așa mai departe. Eu am văzut în Tatiana Țibuleac o scriitoare și am spus atunci că de fapt se lansează o scriitoare, o tânără scriitoare. Am spus că aștept cea de-a doua carte a ei, pentru că de fapt după debut toată lumea așteaptă cea de-a doua carte, să vedem dacă confirmă, să vedem dacă evoluează, să vedem dacă este. Și în scurt timp, asta se întâmpla în Fabule Moderne în 2014, nu e așa? Și în scurt timp Tatiana a venit cu un roman. Cred că este, nu este vorba de expansiunea femeilor autoare de roman, sunt multe acum, autorii bărbați sunt ușor frustrați, doamnelor, haideți să îndreptăm spatele. Tatiana scrie roman și cred că aceasta nu contează de ce gen natural este. În general, nu împart literatura în genuri naturale. Ori ești scriitor, ori nu ești scriitor. Asta contează. Da. Ești scriitor, ori scriitor. Uite, vezi? Ori ești, ori nu ești. Tatiana Țibuleac a demonstrat cu acest roman al ei, Vara în care mama avea ochii verzi, da? Că este. O salut și vă rog să nu o cruțați în seara aceasta, precum să nu-i cruțați nici pe acești doi domni autori de romane, Dan Boman și Florin Lăzărescu. Dan Smith. Purtător de cuvânt. Purtător de microfon. Mulțumim, Florin Lăzărescu. Florin Lăzărescu a debutat în anul 2000. După aceea a început să publice cu o frecvență din ce mi-aduc eu aminte de 2-3 ani, cam așa. La un moment dat a fost o pauză, cred, puțin mai mare. Și s-a tot jucat constant, proză scurtă, roman, proză scurtă, roman, roman și tot așa. O să amintesc câteva dintre ele. A fost foarte fidel, în afară de debut, publicat la o editură studențească, cum spunea și Emilian Galaicu Păun mai devreme, la librăria din centru. După aceea a fost fidel editurii Polirom, tot s-a publicat acolo. Voi aminti cele mai recente, Amorțire 2013 și Întâmplări și personaje 2015. Bineînțeles, scenarist, cu toții îl știți după recentul La Ferin și a primit și premiu atât pentru scenariu cât și filmul per se. Și pe lângă asta a făcut o mulțime de lucruri interesante. Acum este și organizator al Filitului de la început și are o mulțime de povești despre festivaluri și evenimente și ce se întâmplă cu autorii când ajung în tot felul de întâlniri. Pe lângă asta lucrează și la Muzeul Național al Literaturii Române din Iași. În fine, sunt convinsă că vom avea o discuție foarte interesantă și chiar nu vreau să acaparez. Și să nu-l mai folosim și pentru acesta, o să ajungă în mod natural. Ba da? Folosim. Bine, îl folosim. Da. Un moment foarte important. Să nu scăpăm acest moment foarte important. O rugăm pe Angela Brașoveanu să prezinte vinul serii. Sticla e goală? Da, prezint o sticlă goală de autor. Dar nu, eu vorbesc așa. Dar nu să mă spune la microfon, ce să se audă, să se registreze. Destul de isterică. Autor. Azi. Sunt prima companie care s-a reorientat după embargo. Au zis, dacă voi nu ne vreți, nici noi nu vă vrem. Și au început să producă vinuri pentru Europa. Mai apoi au adus butaj din Europa și i-au plantat aici și acum iau medalii cu butaj spanioli, cu butaj
italieni la concursuri italiene și la concursuri spaniole, unde italieni și spanioli nu iau locuri. Tocmai s-au întors din Spania cu două medalii, una de aur și una de argint. Deci Albarino este un soi italian și mai au Tempranillo, care este un soi spaniol. Da. În rest, au de toate. Au și fetească neagră, au și, eu știu, rară neagră, au și chardonnay, au tot toate soiurile europene și toate soiurile moldovenești, dar ceea ce deosebește este anume podgoria asta, care e absolut nouă și absolut fabuloasă. Din primul an de roadă a luat medalii. Au 340 hectare undeva în Leova, în satul Tigheci. Ce mai putem spune despre Fautor? De bine. Am ajuns. Dacă îți vă placă vinul, îmi spuneți. Dacă acum seara ce este? Noi avem Albarino și avem Rosé. Rosé Merlot, dacă nu greșesc, acum și mă uit. Da. Dragi autori, dragi romancieri, dragi prozatori, în 1962 Alberes spunea următorul lucru. Istoria romanului modern este de fapt istoria impudorii. Cum vă raportați la această afirmație? Ca la reclamă de mai înainte de vin, adică bine că există, e o zicere. Sincer, nu spune mare lucru, pentru că lumea de azi e atât de nuanțată, atât de diferită, încât nu poți să zici nimic valabil despre romanul de astăzi. Nu poți să zici nimic valabil despre romanul de astăzi scris de scriitorii români, dar minte despre romanul de azi. Doar să faci așa, să cum poate lui Procus, să dai o definiție a lucrurilor. Lumea e așa de diferită, mai ales în roman. Poți să faci roman, nu știu, pe o minuță de dialog și îți vorbește unul tot. Romanul suportă și burți, spre deosebire de film, de exemplu. Dacă ai o burtă, e foarte nasă. Romanul înghite în cap în orice. E impudoare, nu. Adică azi ai rămân la spațiu românesc. Care e legătura între Ionuț Chiva și Filip Florian și Teodorovici și Dan Lungu și iată Dan Coman aici? Scriu atât de diferit, punctul de legătură al scriitorilor români de azi e relaxarea. Adică generația, mai prima generație care mai are complex față de Occident. Poate, nu neapărat, nu știu, nu zic eu, domnule, generație de oameni genial. De generație de oameni relaxați. Nu mai au chestia aia, hai să demonstrăm vestului, hai să arătăm că suntem nația cea mai grozavă, hai să arătăm că avem și noi literatură postmodernă, hai să arătăm... Deci ăsta e un punct comun, de exemplu, pe care îl găsesc și cred că e valabil pentru generația lor. Dar e o generalitate gen că mamele noastre o sub căruferi sub același soare. Adică nu e o chestie definitorie, atât de definitorie. Deci ideea că de mai înainte, sincer, da, e ok. Am părere bună. Da, eu întrebam cum te raportezi tu ca romancier la impudoare. Da, e cum să și termenul ăsta, dacă punem lupa pe el, ce, despre ce vorbim, ce impudoare? Că există o impudoare din asta, nu știu, care e în zona trivialității. Din punctul meu de vedere, eu sunt impudic, pentru că merg în zona, mă interesează intimitatea mea, modul cu o expun, dar e cu totul altceva decât sensul de acolo. Adică dacă e să tragem, fiecare de aici ne găsim că ne tragem din... citatul ăsta. Dacă noi alegem două citate și ne chinuim, găsim iarăși legături cu asta. Probabil că ar trebui să citesc tot contextul. Și în general, eu nu cred în formule magice, nu cred în autori profeți, nu cred în aleși. Cred în nuanțe, cred în bucuria de a citi Jonathan Franzen, de a citi Dan Coman, de a citi monografia pompierilor din Comuna Miroslava, care m-a găsit la un moment dat în mână și era absolut senzațională, că scrisese unul foarte personal, așa, scrisese tatălui pompier și era o chestie foarte interesantă. Așa, cred despre bucuria de a descoperi lumea, de a descoperi cărțile,
încă mai am plăcere și aș mai vrea să mi se ofere o lume în care să pot intra într-o librărie, să caut cărți, așa cum o făceam, despre care să nu știu nimic. Astăzi am ajuns să trăim ca la pasta de dinți. Nu cumpărăm decât ce am văzut la televizor, marketing. Eu încerc să-mi păstrez inocența asta de cititor, de a descoperi lumea. Vremea în care vorbeam și aseară, cred, cu Radu Vancu aici, despre vremea când citeam cărți și nu mă interesa cine a scris. Așa, cred că e mult mai important să vezi nuanțe. Sunt autori care nu-s buni până la capăt, dar iubești din succesul lor, în faptul că nu au reușit fărmâna asta. Deci, eu nu merg despre nuanțe asta, încât prefer de multe ori să spun povești, să exemplific cu ce mi se întâmplă mie, cu ce știu la oameni din jur, decât să discut generalități literare sau ceva în genul ăsta. Despre impudoare, mă gândeam ce înseamnă pudoare. Și am impresia că s-a schimbat foarte mult și, și definiția pudorii s-a schimbat în timp. Pentru mine, scrisul și cititul, de fapt, înseamnă emoție. Pentru mine, cartea trebuie să fie, în primul rând, o emoție. Fie că aceasta este trezită de o imagine sau de o propoziție sau de un personaj, dar eu citesc cărți mai puțin pentru poveste, și mai mult pentru felul în care este povestită această poveste, pentru scriitură și pentru emoția care îți trezește o carte. Dacă tot vorbim de pudoare, cred că în ultima mea carte am trecut, ca să zic așa, niște limite, viziunea multora, pentru că am vorbit și am îndrăznit să vorbesc despre anumite lucruri altfel sau mai deschis sau așa cum nu se obișnuiește să se vorbească despre mamă, despre relația dintre mamă-fiu, despre boală, despre moarte. Cineva îmi spunea că este imposibil să urăști o mamă atât de mult și eu cred că este posibil. Este posibil și este bine ca să mai vorbim despre asta, ca să vorbim despre asta. Eu nu cred în pudoare în scris. Eu cred că în momentul în care ai început să scrii, ori te deschei la toți nasturii și strici sau în jumătate de măsură scrisul nu merge așa. Probabil că nimic în artă nu merge așa, dar în scris mai ales devii foarte repede fals dacă încerci să temperezi ceea ce a început. Și răspunsul pe lunga asta a fost ea pe scurt, nu mă raportez. Cred că nu sunt pudică. Și sper să fiu și mai impudică în viitor. Dar poți să-mi dai mie de ce? Nu, poate să-mi dai mie să-i dau lui. Eu sunt chiar curioasă să răspund. Păi asta era. Era de fașezat, poezie. Eu sunt ca să rolul lui. Eu o să preiau rolul pe care l-a avut aseară Iulian Fruntașu, se pare că poziția de aici duce spre asta. Eu o să vă spun că sunt... Da, noblesse oblige. Eu sunt de acord cu... Sunt cetat. Ajuns? Eu am încasat-o de nenumărate ori de când cu cărțile astea, datorită acestui citat. Nu neapărat că cei care mă făceau un fel și chip știau neapărat citatul, dar pornind de la ideea asta. Care citat? Cel legat de faptul că istoria recentă a romanului cumva e legată de, sau începe, se fundamentează sau apare odată cu impudoare. Cu istoria lipsa de pudoare. Da, e sinonim cu istoria impudoare. Dar acum e evident că Florin avea perfectă dreptate. Termenii sunt foarte vagi în chestia asta. Vreau doar să vă spun atât. La un moment dat am scris o carte despre un tip pe care îl cheamă Dan Coman și care e din Bistrița și care a devenit un poet important pentru că a furat poemele de la un tip, un bețiv, nu știu ce le-a găsit și le-a furat și a devenit un poet cunoscut în România și chiar se simțea bine în pielea acelui personaj, mă rog, foarte cunoscut.
Și la un moment dat au început câțiva oameni să m-au oprit pe stradă și mi-au zis, am uitat să vă spun că pe mine mă cheamă Dan Coman, că sunt din Bistrița. M-au oprit și mi-au zis, cred că totuși, dacă tot ai recunoscut în scris chestia asta, ar fi bine să publici poemele pe care le-ai publicat cu numele tău, cu numele autorului respectiv. Și n-a fost odată, n-a fost de două ori, au făcut plângere și la Consiliul Județean al Județului și toată chestia asta. Trebuie repus în... Adică, impudoarea, dacă există, există la cititori, nu la scriitori. Vă rog. Mulțumesc. 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 Aș vrea să ne întoarcem puțin la tema aceasta cu selfie-ul și să vă gândiți din cărțile voastre recente ce fragment, ce poveste, ce scenă credeți că ar fi cumva caracteristic, ar caracteriza cumva lumea în care trăim. Fie foarte specific în orașele respective, fie în România sau în fine, cum vreți. Puteți să extrapolați cât de mult vreți. Începem tot de aici? Cu Dan Coman, ca să... ca să mă chinuim. Da, ca să schimbați microfonul. Există mai multe scene în care ar fi relevante apropo de ce ai întrebat. Dar cred că aș alege una în care personajul feminin al cărții găsește personajul feminin al cărții, soția personajului masculin, nu? O tipă care e destul de versată intelectual, dar care e destul de anxioasă din punct de vedere psihic și din punct de vedere sexual și care nu descoperise plăcerea, ca să zic așa pe șleam. Și care, la un moment dat, găsește în bibliotecă o carte care se numește Femei, de Charles Bukowski, și care, citind cartea asta, descoperă extraordinara bucurie a corpului. Cred că literatura e strâns legată nu doar de bucuria minții, știți, sufletul e mintea, de fapt. Cred eu. Dar e strâns legată și de bucuriile corpului. Cine citește doar cu mintea, citește doar pe jumătate. Să mă gândesc că vorbesc, am uitat pe TV-ul, se vede. Cred că, dacă e să spun, nu pot să spun că este fragmentul meu preferat, dar mă reprezintă foarte mult și cred că multe lucruri din jurul meu le privesc anume așa, este un fragment din ultima mea carte în care descriu o piață de vechituri și așa, cum privește Alexi, personajul meu, această piață de vechituri. Și la un moment dat el spune că în toată această piață, care pentru el arăta ghilimele de parcă Dumnezeu s-ar fi împiedicat și și-ar fi răsturnat geanta, cred că, și el spune că în piața asta eram de partea lucrurilor și nu a oamenilor, pentru că la fel ca și ele mă simțeam de multe ori în plus, învechit, purtat dintr-o zi în alta, dintr-o casă în alta, după ce mi s-a promis o poveste și nu am primit nimic în loc. Și la fel ca și lucrurile astea, m-am simțit întotdeauna în plus și dacă ai mei ar fi putut, m-ar fi lăsat sub o tarabă și ar fi, sau m-ar fi schimbat cu o stropitoare. Probabil că pentru mine piețele întotdeauna au fost foarte importante. Când trăiam la Chișinău, era obligatoriu să merg la toate bâlciurile de vechituri și după asta părinții mei mi-au făceau ordine și mai scoteau vechiturile pe care le adunam. E o chestie în capul meu legată de vechituri. Și acum când am ajuns în Franța, unde piețele de vechituri în sfârșit sunt, după părerea mea, ridicate la un rang de normalitate,
Trebuie să spun că întotdeauna când merg la o piață de vechituri, îmi vin cele mai multe idei, nu știu de ce. Mă simt bine printre lucruri și probabil că mă simt bine printre lucruri din ce în ce mai mult față de... Mă simt bine între oameni. Și asta mă pune un pic în gardă, dar probabil că... Nu știu, e o perioadă din viață în care îmi pare că lucrurile îmi vorbesc mai mult decât oamenii. Asta. Ca scenă, aș spune că toate sunt caracteristice, adică ce am făcut acolo? De ce am mai scris, dacă nu sunt caracteristice lumii astea, scenele din cărțile mele? De singura motivație de a apuca să mai spui o scenă în plus e că tu n-ai cum să te consideri mai deștept ca Shakespeare sau mai deștept ca Dostoevski sau nu știu ce, dar cu siguranță ai șansa să știi ceva ce Dostoevski n-a aflat. Și aia merită povestit, adică aia te face să scrii și atunci automat îți scrii caracteristic lumii în care trăiești. Că e singurul mobil, singura logică de a apuca de scris, de a avea și aroganța asta de a scrie. Nu știu, e o chestie, o scenă care se leagă caracteristică și cu tema noastră din seara asta. Pentru unii, nu știu, precizez că a existat viață și înaintea celularului, așa, și înaintea aparatului de fotografiat digital și că oamenii înainte, cu bătrânul Smenaș, făceau selfie-uri cu aparatul tors invers. Adică nu s-a inventat de la mobil, nu-i de la mobil chestia asta. Și eu am un personaj principal, o bătrână, cu Alzheimer, că își dă seama că are Alzheimer, și soțul ei era fotograf. Și e o scenă în care își rememorează viața, dar vede niște selfie-uri pe care și le făcea ei din călătorii. Deci e legat cumva de asta, numai că ea zice autopoză. Așa. Noi am fi vrut să nu monopolizăm noi microfonul cu întrebările și să vă rugăm și să vă invităm să adresați voi întrebări, să aveți un dialog cu acești autori. Și vă rog să vă pregătiți să le adresați întrebări, să dialogați cu ei, să nu-i cruțați. Pentru că ei stau în fața voastră pentru a vă răspunde. Da, să fie răstigniți, așa este. Da. Dacă este cineva pregătit, poftim. Da? Între timp, până vă pregătiți, vreau să divulg un lucru. Dar ce? A fost o chestie publică. Și pot să spun aici, la Bălți, un autor, noi am fost în trei, adică ei trei și editorul, directorul editurii Gheorghe Rizeanu, am fost la Universitatea din Bălți astăzi și am avut acolo o discuție, o prezentare, o conferință, mă rog. Și unul din acești autori s-a adresat sălii și a spus, vă rog să nu cumpărați cartea mea. Vă rog să nu citiți cartea mea. Nu am mai văzut o reclamă atât de performantă. Nu am văzut niciodată. Cred că o să ne spună. De ce? Da, noi sală. Nu, da. Era vorba de ultima carte. Și, căsnicie. De căsnicie. Și eu ziceam că n-ar fi timp, erau studente. Să fii pregătit. Pe de-o parte, nu. După aia mi-am dat seama că și că părea reclamă. Dar eu chiar voiam să zic să nu citească, ceea ce vă recomand din unii. Atât. Dar nu e vorba de altceva. Și așa de puternic a fost reclama, încât au cumpărat în dragi cartea, un exemplar s-a vândut. Ce reclamă e asta? Deci nu e vorba de reclamă, e vorba de o manieră foarte abruptă, e adevărat, poate nu foarte des întâlnită, de a vorbi despre propriile cărți. Și e o chestiune, am spus-o și acolo, întreagăt, am mai declarat-o, mă rog, într-un interviu, cartea asta, ultima căsnicie, care a avut și foarte mare succes de vânzări, e un featuring. Deci am scris-o împreună cu o tipă, e o voce feminină acolo, vocea soției, pe care a scris-o ea, și vocea tipului, mă rog, pe care evident am scris-o eu. Și e un melanj între cele două. Chestia e că e suficient, e foarte ușor să fentezi.
e suficient să pui numele unui autor destul de cunoscut, astfel încât cartea să se vândă foarte bine, să aibă succes, ba chiar, dacă cartea asta ar fi apărut cu un alt nume, ar fi fost desființat de critici, sunt convins, de cei mai mulți dintre critici, așa au zis, păi, da, interesantă, e o mare șmecherie. A fost o strategie, de fapt, de a arăta, e adevărat că am făcut asta și am publicat-o datorită faptului că, după ce am lucrat-o jucându-ne pe povestea asta cu căsnicia, am pierdut un pariu, nu are importanță ce pariu, dar am pierdut un pariu și faptul că am pierdut acest pariu, mă rog, urmarea a fost că a trebuit să public cartea asta. În ideea asta în care, de câte ori vorbesc despre cartea asta, mă simt un impostor, așa, fiind prezentat doar eu ca autorul ei, e doar un experiment la patru mâini, sau la câte cum se zice, la patru mâini, când scriu doi? Da, cred că da. Da, la două mâini. Dacă scriu cu oamenii. Dacă scriu la computer. Da, da, da. Dar pentru că este despre sex, la patru. Da, și eu mi-amintesc două scene cu sex, una care are o propoziție și una care are trei propoziții. Nu mi se pare așa mult. Sau mă scuz asta, cum se întâmplă. Deci, nu, în ideea asta, dar sigur, acolo n-am mai apucat să vorbim despre, știți că se și grăbeau și, și mai departe. În ideea asta, și strict doar despre cartea asta. De ce doamna nu e pe copertă? Numele doamnei? Nu, pur și simplu nu a vrut să apară și după aia, mă rog, pierzând pariu și trebuie să public, să publicăm cartea, e și ce am zis, experimentul ăsta, că de multe ori e o carte sau discuți despre o carte, în anumite medii literare se face asta în funcție de numele de pe copertă. Și dacă apăreau două nume, coperta era pe... Nu, era evident că e un experiment, că nu e ceva foarte serios la nivelul ăsta, dar, mă rog, și eu am mai zis, cred că în interviu pe care l-am făcut pentru Bucăholic, cu tine, cred că acolo am precizat prima dată, așa îmi treacă de adevărat, dar știți cum e, în sensul ăsta, strict despre căsnicie vorbim, deci strict despre ultima carte. Vreau să zic că nu s-au prins nu numai cititori, dar și editorii. Mă rog, acum... Distinsul absent, a zis, degeaba ți-ai dat așa de tare, dragă, de Dan Coman. Ai să citești căsnicii și o să te dezamăgești. Da, bine, acum, dumneavoastră puteți să credeți ce v-am povestit adineaori sau nu? Bine că ți-ai făcut coming out aici. Eu continuu cu tema aceasta selfie. Mie îmi place să-mi fac temele și să răspund la temă. Selfie-ul, exact cum spunea și Florin Lăzărescu, nu a fost inventat odată cu telefoanele mobile și totuși astăzi le facem cu un, nu unic, dar cu un scop pe care îl știm cu toții și anume să le vadă cineva, să le postăm undeva și de preferat cu un copy, un text simpatic și niște hashtag-uri. Să obținem like-uri. Așa că vă propun un mic joc de rol. Dacă cărțile voastre ar fi persoane și și-ar face un selfie și l-ar pune după aceea pe Facebook, ce text, ce hashtag ar avea? Poate să nu fie căsnicie. Ce e la un hashtag? Vorbiți că n-au ajuns. A, ăla cu rezist. Da, da, da. Florin, în formă. Păi nu sunt formă, e simplu, adică ar fi o carte proastă dacă nu și-ar pune hashtag titlul ei. Și apoi ar urma o întreagă... Eu am învățat-o pe asta cu hashtag-urile mai recent și mă interesează cu Instagram, adică nu prea mă interesează. Și contează foarte mult modul în care, dacă ai răbdare și pui 30 de tăguieri din alea, poți să intri. Dacă mai ești șmecher, știi, tu ai o poză super dramatică, un cadru de altul, la țară, cu
pământ, drumuri din pământ terminate, cu un câine care va de curul lui, dacă scrii că așa dogs, așa intră ăia de acolo, dacă mai scrii street style sau ceva, îți intră mie și de multe ori așa spui, dacă poți păcăni pe chestia asta. Da, da, foarte mult. Bun, dar asta la poze, adică nu o să stea nimeni să... Deci nu o să stea nimeni nici trei rânduri să citească acolo. Acolo e de frecat cu degetul un ecran de telefon, oricum uiți, cred că în trei scalape... Am ajuns ca pește de acvariu. Sunt convins că oamenii care dau acolo foarte rar și aduc aminte peste trei minute despre ce au văzut înainte. E o mișcare pe care o fac și eu, adică nu vă înjur. Cumva să credeți asta în poziția de Buddha, înțelept, omul zen, și care critică lumea modernă, fac același lucru ca și voi. Dar e o isterie, adică e o chestie, la un moment dat, cineva, Brenelul, cineva ar trebui să ne oprească curentul ăștia, că n-au curent, adică suntem isterici. Deja am ajuns la faza din asta în care frecăm ecranul ca niște mai multe. Și eu sunt convins că nu, deci genul de lectură nu învăță nimic. Adică spune, lumea nu mai citește. E pe dracu, dacă un număr de semne, se citește în dragi, dar nu se reține absolut nimic. Deci eu continuu, uitați-vă în autobuz, în metrou, uitați-vă oamenii care dau, eu când merg cu mașină, văd oameni care din 100 într-o 100 de metri, unul în pragul de la capul de un stâlp. Adică așa se merge, așa s-a ajuns în lumea de asta. Deci nu e normal, trebuie să recunoașteți în chestia asta și nu se memorează nimic, totul e snack. Digestiv. Literatura, chiar literatura de calitate a ajuns, pac, ai ronțăit ceva, s-a închis, s-a terminat. Eu după ce citeam o carte când eram copil, eram dărâmat două săptămâni, dacă îmi plăcea, adică eu nu puteam să ies din cartea aia, mi se părea o mizerie să mă apuc de altă carte după ce am terminat una care... Așa, trebuie să aprofundăm lucrurile, trebuie să învățăm chestia asta, să ieșim putem să ne facem reclamă, dar nu știu la un moment dat dacă o să ne folosească chestia asta, știi? Poți să încerci să păcălești la nesfârșit, uite, îți dau asta... Adică eu sunt tot timpul pentru ideea asta de a-ți promova, de a hashtag-ui asta și fac pe Facebook, dau tot felul de chestii. Dar până la ajunge să mergi în curul gol în pene prin centrul orașului care să-ți cumpere cineva o carte, adică există niște limite între care trebuie să te păstrezi. Pe Facebook m-ai întrebat și o tematică și are legătură, adică oricând poți să fac un personaj de genul ăsta, chiar unul secundar am observat o chestie absolut îngrijorătoare. Oameni care scriu foarte bine, foarte deștepți, cred că dacă s-ar apuca la un moment dat, după textul lor, ar scrie o carte foarte faină. Dacă au probleme, adică m-am trezit psihoanalist, că am mai citit și eu niște cărți de psihologie, așa, pieși din curiozitate scriitoricească. Adică, cum Dumnezeu, un om care e foarte fain, cum poți să ajungi să-ți povestești orgasmul pe Facebook? Pentru că atunci înseamnă că urli după atenție, nu mai e chiar. Adică un om care, în mod normal, scrie foarte fain. Sau când vezi iarăși, nu știu, un om care are un blog, o actriță sau nu știu ce, în care dacă te uiți pe o wall din 20 de postări, 15 de spune, cum o fluieră băieții pe stradă, îți dai seama că are o problemă. Adică chestia asta cu Facebook-ul, cu tăguirea, cu ultra-promovarea, cu impudoarea, când m-am trezit și am început să fac legături, conexiuni. Așa, dar spun și eu la prima întrebare. La un moment dat, chestia asta îmi duce un soi de demență, știi? Nu mai știu care e întrebarea. Eu răspund la întrebare ca o elevă cuvinte. Mama moare, nu plânge nimeni. Nu e cazul meu. Ca asta ar fi hashtag. Pentru că mama moare, dar lumea se așteaptă la plâns și nu plânge. Bun, cred că îmi trebuia să explic. E cineva care vrea să adreseze o întrebare? Nu se aude bine. De pe el nu se aude. Dar fără microfon. Da, trebuie să vorbim la microfon. Nicolae, după asta. Gata, eu am terminat. Asta m-am auzit, dar mai zic ceva. Da, scriitorul Nicolae Popa? Scriitorul Nicolae Popa. Păi am microfon aici cu copertul ăsta. Ca să nu pățesc ca țiganul căutat în aferimul și care a sfârșit într-un mod cine trebuie să recunosc ceva, să nu mă caute pe lume. Florin Lăzărescu, pe care l-am citit la ora când romanul meu, Avionul mirosea pește, era practic pregătit pentru tipar. Și tocmai luasem
episodul nostru special pe care l-am citit așa dintr-o... Că atunci când te-ai săturat de propriul scris și merge pe naval așa și am luat cartea, bineînțeles, ca să-mi dai un autograf, dar mă uit că după ce am citit-o eu, a citit-o fiică mea, probabil că eu niciodată nu subliniez text. Aici sublinierile mi aparțin doar la prefață, nu prefețe îmi permit să subliniez, dar în text nu, pentru că vreau să țin în secret ce mi-a plăcut sau ce nu mi-a plăcut. Da. Dar văd ce a subliniat aici fiică mea și acest, acum observ, nu m-am gândit mai înainte, dar simțeam că în romanul meu era nevoie de un fel de refren, nu știu cum, și când am descoperit în acest roman, scrie, și atunci am găsit și eu în textul romanului meu aceea, se știe, totul se știe, și cum m-a întrebat Eugen Lungu, de unde ai luat-o asta, am repetat pe parcurs în mai multe, ca un cuvânt de legătură între se știe, totul se știe. Aici scrie. Fraza îmi tot sună în cap cu vocea tatălui meu, deși el nu mi-a adresat niciodată îndemnul, adică acest îndemn. Îți mulțumesc foarte mult pentru această lectură și cu primul ocazie să-mi lași un autograf. Asta am vrut să zic că este un selfie. Un selfie prin citatul care cumva mă aparține și mie, pentru că te-am repetat. Vă rugăm să ne spuneți ce înseamnă astăzi a ferim față de acum câteva sute de ani, adică să intrăm în niște amănunte privind scenariul respectiv. Da? Vă spun sincer, am 6 cărți scrise, așa cum traduse în 10 limbi, am luat și premii de literatură, traduse în China în 10.000 de exemplare. E foarte frustrant pentru mine să descurc când mă duc la literatură, adică în lumea, despre un film la care țin foarte mult, dar nu cred că e locul să vorbesc despre asta, adică cred că vreau să vorbesc despre literatură. Pot să spun 2-3 lucruri la un moment dat, dar sunt oameni, Tatiana încă n-am vorbit. Eventual vorbim noi la o țigară când ieșim despre film. Noi vedem mai rar, de aceea vă interogăm aici, da? Da. Nu, dar zic, poți să vorbim, dar hai să, eventual, mai la sfârșit, hai să vorbim despre literatură. Ne întoarcem la întrebările mele, care probabil că nu vă plac, dar asta e. Aș vrea, exact ca în cazul unui selfie și cum cu cei cunoscuți le spui ce să facă, ce să nu facă la fotografii, vezi că ai stat cam aiurea, nu mai faci selfie în baie și așa mai departe. Aș vrea să încercați să spuneți fiecare despre una dintre cărțile unuia dintre voi, ceva ce ar trebui îmbunătățit sau ceva ce vi se pare că ar trebui lucrat la un moment dat într-o carte viitoare sau ce v-ar plăcea să fie lucrat într-o carte viitoare. Asta sunt... E impropriu să întrebi așa ceva, pentru că e o chestiune legată cumva de apropiere. Adică tu ai pornit la premisa că noi ne știm atât de bine încât putem să facem asta unul cu celălalt. Apoi sunt chestiuni tehnice care sau chestiuni mult prea despre care nu-mi place să vorbesc în public. Da, îmi place să vorbesc cu Florin la țigară, probabil, sau să vorbesc cu Tatiana, dar nu în public. Ce aș putea să-i spun? Ce să îmbunătățească? Orice carte viitoare e o nouă carte. Eu nu știu nimic despre noile cărți. Cărțile care deja sunt publicate, da, acolo e o altă discuție, dar pe care, știți prea bine, discuți într-un anumit fel în public despre o carte și altfel cu autorul. Și eu prefer să vorbesc cu autorul. Chestiunile pe care tu le-ai propus. Aș vrea și eu să spun câteva cuvinte. Zilele astea am dat niște interviuri și de fiecare dată am fost întrebată ce cred despre celelalte femei care scriu cărți. Fiindcă în Moldova, din fericire, foarte multe femei au început să scrie cărți. Acum nu mă apuc deloc
deloc, chiar deloc să fac o critică a celorlalte colege, îmi place să le zic așa. Eu cred că este foarte bine că lumea scrie cărți. Eu cred că este foarte bine că am scos scrisul și cărțile din zona asta elitistă, că doar unii pot scrie cărți, doar cei care au avut nota 5 la limba română în vremea sovietică pot scrie cărți, doar cei care pun toate virgulele pot scrie cărți. Eu cred că trebuie să scrie cărți toți cei care vor să scrie cărți și mai departe se va vedea. Eu chiar cred că scrisul este un club la care poate veni oricine și criticii își vor face lucrul, iar scriitorii cred că trebuie doar să se bucure că apar tot mai mulți oameni care scriu. Și din nou zic, nu vorbesc acum despre calitatea scrisului, despre... mă bucur foarte mult să văd femei, în primul rând, vorbesc despre spațiul nostru, despre femei care au început să scrie și care au început să fie citite și nu mă, eu număr neapărat printre ele, dar dincolo de calitatea acestor cărți, este foarte important că oamenii nu se mai simt obligați să trimită ideile lor pentru girul nu știu unde, la nu știu ce comisie și aceste cărți apar și oamenii le selectează și între timp rămân... mă rog, asta e un pic un punct feminist, dacă vreți, dar vroiam să fie pus pe masă astăzi. Păi, în primul rând, îți fac o critică așa legată, corectitudine politică. Vă spui pe asta cu femeile, iată, spui și femeile ca și cum, iată și noi negri producem filozofii. Nu, e firesc că femeile scriu. Culmea, mi se pare că o spui cumva, tocmai tu, misogin. Normal că scriu femeile. De ce trebuie să accentez? Nu, dar eu tocmai spuneam că atrăgând atenția pe asta, asta trădează o gândire misoginului. Mie, de exemplu, mi se pare normal că scriu femeile și sunt femei. Era vorba doar de un context, știi, cumva. Deci în contextul ăsta... Nu, e genul ăla, ce ai spus tu, cum vă stați pe marginea pădurii, o crătiți vânatul, știi? Adică din prima, eu probabil, tu nu vezi ca animal, tu zici că o crătești, dar e vânat, știi? Când te pui asupra lui. Apropo de ce vorbeam, el are dreptate că ne cunoaștem prea puțin timp ca să ne dăm sfaturi scriitoricești. Dar asta funcționează, nu știu dacă voi și chiar sunt curioasă să vă întreb. Eu am vreo 2-3 prieteni tot timpul, le dau cărțile, ei mi le dau, prieteni scriitori în care îmi schimbe efectiv, îmi spune, băi, ai acolo burtă, scrie tu. Adică mi-a spus Filip Florian, știu, la un moment dat, mi-a spus, băi, vezi că nu funcționează ceva, primele 5 pagini, parcă le-ai scris în altă epocă, dar era începutul de acum 5 ani, dar nu-mi dădeam seama. Așa, deci chiar chestii foarte importante, la rândul meu, zic, mă, nu, ăla nu merge, sau chestia asta. Și funcționează foarte bine asta, cu schimbatul și cu... Dar, cum să spun, dacă ai o prietenie reală, dacă te știi cu... Nu reală, o prietenie veche, nu ăsta e cuvântul, veche. În sensul că tu știi cum reacționează celălalt, nu se supără, și, sau chiar dacă se supără, te poți certa și spui, vezi că nu, vezi, nu merge cu titlul ăsta. Eu am genul ăsta de prietenii și sunt curios voi dacă aveți cu asta. Și eu am. Adică asta chiar funcționează. Mă bucur că aveți toți aceste genuri. Aș spune, vă rog, în primul rând să îndrăzniți voi. Pentru că noi vom vorbi cât rezistați. Dar este bine să întrebați voi. Dacă nu întrebați, vorbim noi. Da. În legătură cu femeile scriu, cum scriu, fiecare scrie și așa mai departe. Mi se întâmplă să scriu niște texte care se numesc poeme, uneori. Poate fi poezie. Nu întotdeauna am siguranță, dar fac și critică literară. Asta vreau să spun. Și am să aduc un punct de vedere al criticului literar și al receptării literaturii. Da, fiecare, absolut, oricine poate scrie tot ce dorește, dacă vrea pune virgule, dacă nu, dacă vrea, dacă știe, scrie corect gramatical, dacă nu, scrie cu greșeli, dacă... Fiecare este drept să scrie
este drept. Nimeni nu poate să ia acest drept. Riscurile însă țin de altă natură. Se adună un public, un număr critic de cititori și pot considera că un text scris prost e literatură. Acum, voi să spuneți, sau, și eu am să spun, din alt punct de vedere, dar de ce punem noi niște norme, ce o fi fiind literatura astăzi? Sigur că ne mișcăm printre dileme acum, dar, totodată, cantitatea mare de scris nu întotdeauna înseamnă și un scris bun, și un roman bun, și un roman care pune o problemă și care are o scriitură foarte bună. Vreau să spun despre acești trei autori. Vreau să-i spun lui Dan Coman că mie mi-a plăcut foarte tare romanul Dumitale Căsnicie. Nu știu cu cine l-a scris, nici nu mă interesează. Deloc nu mă interesează. Și s-ar putea că nici subiectul nu mă interesează. Nici măcar fabula nu mă interesează. Însă este scris foarte bine. Are o scriitură fluentă, foarte bună. Da? Da, îmi cer scuze. Din câte eu țin minte, nici eu, nici nimeni din cei prezenți n-a inventat limba română. Ce înseamnă un scris bun și un scris rău? Adică mie chiar, eu sunt curios, din fire. Deci cum hotărâm noi că e ceva bun și e ceva nu e bun? Adică ceva e scris bine și ceva nu e bun? Da, o să vă dau un exemplu. Mm-hmm. Un scriitor care face narațiune, da? Povestește și încurcă planurile și folosește niște verbe improprii pentru o acțiune care s-a consumat mai înainte a alte acțiuni și nu știe să coordoneze aspectele descrierii unei întâmplări și să le placeze corect ca eu să înțeleg unde se află, ăsta nu știe să scrie bine. Ar putea să aibă idee, dar încă trebuie să înveți să scrie bine. Da? Eu prefer să mi se explice ca unui copil de 6 ani. Deci, de exemplu, luăm un exemplu. Da, nu mă opri, okay, eu repede termin gândul ăsta. Să zicem, eu beau acum un vin alb, Albarino, care îmi place mie enorm de mult. Hai să vă facem asta în trei propoziții, cum ar fi bine, să zici că e ca un tip care pune întrebări indiscrete, bea un vin Albarino bun, și să zicem asta într-un stil care nu-i ok. Adică ca eu să înțeleg diferența, ce înseamnă să zic ok, uite un băiat pune întrebări indiscrete, el punea întrebări indiscrete, băia un vin, bla 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 bla. Sau, nu știu, ca să înțeleg serios, pentru că chiar nu mă prind. Da, răspund eu puțin și le dau lor care au experiența scrisului romanului. Dumneata bei un vin bun, e bun vinul? Da, asta îmi place. Bun, da. Și imaginez că bei un vin cu oțetit, va fi rău vinul? Dacă o să fie sau oțetit? Oțetit, oțet mai mult. Așa, așa. Va fi un vin prost, nu? Da. Vreau să vă spun că oamenii care înțeleg, există o percepție a scriturii și a scrisului exact cum avea un vin bun sau un vin oțetit. Da, îmi cer scuze, doamna Maria. În cazul ăsta, de exemplu, dai cum o face vin acasă. Nu vin din ăsta făcut la care bem acum la pahar, bla bla bla. Eu am ocazia să mă pricep un pic în vinuri și el se pricepe tot în vinuri de altfel. Da. Și atunci eu îi duc lui un sticlă de vin de 180 de lei, care e un vin foarte bun pe care îl apreciez enorm. El bea vinul ăsta și îmi zice, băi, ce cu prostia asta? Și aruncă vinul ăla și îmi dea mie vin de lui din Beci, care îl vinde cu 12 lei, da? De exemplu, da. 12 lei litru. Da. Și un vin foarte bun, toată lumea din Mahal îl apreciază. Și atunci, da. Și atunci ăla e vin bun și asta nu. Și eu nu pot să mă contrez sau să intru într-o retorică cu el, pentru că el are dreptate. Poate scrie cu umor și povestește cu un umor care te cucerește. Nu toată lumea poate scrie cu umor. Se consideră cine poate face filme, comedii, spre exemplu, sau proză umoristică, sunt oameni cu un har aparte. Citiți-l neapărat și el și povestește cu umor, a povestit niște lucruri, cum l-au... Te rog să spui asta, cum te-au tradus în chineză. Și vreau să spun comunicarea, ce e foarte frumoasă. Mi-a părut. Și vreau să spun despre Tatiana câteva lucruri. Romanul ei este scris cu nerv, de la început până la sfârșit. Știți că și proza are ritm, dar nu mai intru în chestiile astea. Are un ritm susținut și nu cade din el. Pentru că în cazul construcțiilor romanești se mai întâmplă să-i cadă o balcă la construcția aceea, sau să cadă o fereastră, sau să fie fără o fereastră, și așa mai departe. Sunt probleme de construcție. E scris pe un nerv, e scris
bine, vă recomand aceste cărți. Întrebare. Scuze, mai mult nu vorbesc. Se aude? Aș avea dar ar fi bine să spuneți cum vă cheamă, că am vrut da. Să spun. Mă numesc Daniela. În seara asta am luat romanul despre care am auzit vorbe foarte bune a lui Dan Coman și am de fapt două întrebări legate de... în primul rând, ce nu știam era că era scris cumva la cele patru sau două mâini și într-un mod egoist întreb pentru propria mea liniște, o să întreb din nou să spuneți de ce nu a vrut cea de două persoană să apară în titlu. Și partea a doua, vreau să vă întreb pe dumneavoastră, ați spus doamna Maria, cred că am reținut bine. Am înțeles că ați spus, asta e de fapt întrebare pentru dumneavoastră sau pentru oricine ar vrea să intervină la întrebarea asta. Ați spus că dacă e scrisă de mai mult de o persoană, nu vă interesează, ci nu vă interesează neapărat procesul acesta de scriere. Important este că v-a plăcut opera și se întâmplă cumva că dinamica asta, exact din cazul ăsta, e una foarte cunoscută. Eu vin din antropologie, acolo sunt scandaluri vechi în care antropologii au scris chestii în care au devenit celebri și ne închinăm la ei ca la Dumnezeu. Și au fost scrise sau cumva făcute posibil prin acordul soților sau partenerilor. În general au fost femei care au rămas cumva în umbră, că au ales, că n-au ales, asta era dinamica acceptată și s-a continuat multă vreme. Din contextul ăsta nu știu exact ce se întâmplă, ce s-a întâmplat, nu vreau să zic neapărat că e vorba de dinamică de gen, că dacă era a doua persoană un bărbat, aș fi pus exact aceeași întrebare. Sunt curioasă de ce nu ar fi relevant cine a mai contribuit la acele idei care au dus la crearea unei opere. Pentru că mie cumva îmi sună a muncă invizibilă, despre care știm mult că a dus la niște forme așa urâte de nerecunoaștere a unor tipologii sociale. Deci, practic, o întrebare simplă. De ce? Așa și partea a doua. Cine ar vrea să... Mulțumesc! S-ar putea să fie minciună. Am uitat că sunteți la antropologie, la literatură. S-ar putea să fiți cu geaba tot. Și ești cu Dan Coman. Ok, Daniela, când Gheorghe m-a invitat la Chișinău și îmi doream foarte mult să ajung la Chișinău, deci am acceptat imediat. Când Gheorghe m-a invitat la Chișinău, mi-a zis așa, uite, și mi-a plăcut foarte mult ideea, tocmai pentru a explicat el astăzi la Bălți, cu zilele literaturii române, și a pus în dreptul fiecărui autor orașul de unde vine. Ca să fie geografia asta literară foarte clară. Mi-a plăcut foarte mult asta. De asta. Și ideea lor era să pună, mă rog, fotografia autorului, un titlu de carte, dincolo de oraș, o mică biografie și mai departe. Și el mi-a zis, ok, ce vrei să punem? Și am zis, parohia. Și chiar mi-a zis, ok, parohia. Și, mă rog, după aia au pus și parohia și căsnicie. Acum, O să sume poate un pic artificial, nu știu cum să zic ce o să spun, dar se întâmplă uneori să scrii ceva, să publici acel lucru și nu-l publici dacă îl consideri o tâmpenie, dacă nu suntem ipocriți. Îl publici în măsura în care zici, da, e ok. Și după o vreme, să-ți dai seama că ai făcut o tâmpenie. Și atunci există următoarele variante. Asta povestea cu scrisă la nu știu câte mâini. Și așa am spus-o aici. La Cluj, la un moment dat, am spus-o cu tot o altă poveste. Nu, că era... Deci nu, încerc să evit... Nu, sincer vă spun, deci încerc să evit să vorbesc despre cartea asta, dar doar pentru că nu îmi place. Deci nu îmi place cartea. De ce nu-ți place? Pentru că o consider... Acum tot ați cumpărat-o.
Nu, consider că e o carte ratată. De ce? Sincer. Nu mi-a ieșit ce-am vrut la relectorul meu. Nu, e o discuție mult prea aplicată, să zicem, și tehnică pe o carte. Nu cred că e nevoie să discutăm despre asta. Dar, simt. Deci, orice altă întrebare despre parohia, despre irezistibil, care sunt cărți de poezie, mi-ar plăcea foarte mult. Și am și spus astăzi la lectură, nu știu dacă ați fost la lectură, că da, la parohia e o carte la care țin chiar foarte mult. Și nu, dacă spui că nu-ți place cartea aia, vine imediat întrebarea, bine mă, ce șmecherie ești, de ce ai publicat-o? Deci se întâmplă, știți prea bine, cred că fiecare dintre noi a făcut la un moment dat un gest pe care l-am considerat ok și pe care după ce l-am făcut, după o vreme, în funcție de mai mulți factori, ne-a dat seama că poate nu e chiar ok și ne-a părut rău. Nu știu dacă îmi cer scuze dacă am zis că vi s-a întâmplat. Mie mi s-a întâmplat, dar nu. Deci, sincer, acum chiar asta pe bune, despre asta e nevoie. Scurt. Eu vorbeam ca un cititor. Nu mă interesează biografia lucrării. În calitate de critic literar, firește că mă interesează. Un exeget, un naratolog, un om care vrea să vadă dedesubturile, substructura acestei lucrări, suprastructura și celălalt după Marino, spre exemplu. Clar că trebuie să-l intereseze. Firește, trebuie să-l intereseze. Cât privește perspectiva antropologică, eu înțeleg ce ați spus dumneavoastră și înțeleg care este subiectul și înțeleg câte femei talentate au stat în umbra unor autori și i-au ajutat și au devenit scriitori importanți și ele și-au pierdut. Înțeleg istoria la care vă referiți, dar eu nu asta am avut în vedere. Poate să spună Dan Coman orice dorește despre cartea lui, orice poate să spună, dar cartea nu-i mai aparține. Pentru că cartea aceasta aparține cititorului și cititorul în momentul când o citește, el o reconstruiește. Și fiecare din noi, când este cititor, are cartea sa. Aceeași carte, oricare ar fi. Că e Dan Coman, că este Tatiana Țibulea, Florin Andreescu, fiecare are cartea sa. Și fiecare o construiește în funcție de foarte multe lucruri. E o chestie, nici nu o discutăm aici, noi înțelegem ce vorbim. Și Dan Coman poate să spună orice dorește, dar angoasele unui tânăr bărbat care a obosit și care a intrat într-o criză sunt foarte credibile acolo. Eu am crezut acel personaj. Am crezut acel personaj și masculin și feminin, până într-un anumit punct. În care punct? Ce? Acum o să mă las pe mine la... Până în momentul, vă spun sincer, soluției pe care a venit cumva de la sine. O soluție, soluția asta care se întâmplă în acest cuplu, a venit cumva de la sine, nimeni n-a mers atât de mult. Poate el a mers spre această relație, dar poate că și ea. Adică sunt niște linii acolo ascunse și eu cred că din acest punct de vedere este o carte bună. Căsnicie este o carte bună, chiar dacă autorul ajunge într-un moment să-și retracteze numele de pe carte. Dar cred că nu. Vreți să mă sun tu? Cine cumpără o carte? Chestia asta cu fugitul de o carte sau de o, nu știu, de o piesă sau de ceva, există. Eu, de exemplu, aș vrea, dacă aș putea, să scap de ștampila asta de fabule, sincer, vă spun, nu știu câți dintre voi ați citit cartea asta, dar uneori scriu pe blog niște texte foarte dure, dar foarte dure, după părerea mea, și le trec așa cumva neobservate sau cu un comentariu gen... Vai, ce fabulă frumoasă, mi s-a ridicat un nod în gât și mie îmi vine să mă dau cu capul de pereți. Pentru că eu nu vreau să spună lumea că tot ce scriu eu e fabulă. Dar nu mai este treaba voastră, deja. Păi da, dar eu îl apăr acum pe Dan, am zis. Pentru că eu înțeleg chestia asta când vrei să scapi. Și o perioadă aș fi vrut să nu mai citească nimeni fabule moderne. Dar a trecut o perioadă și am scris cartea asta și acum am deja o altă problemă, încerc să fug de altă ștampilă. Dar, la un moment dat te împaci cu ce ai făcut. Și o lași acolo, spunând că a fost o etapă, ai fost tot tu într-o perioadă, e ca și cum te-ai trezit într-o beție. Și a doua zi ai mahmureala asta, dar oricum ești tu, ia o aspirină și mergi mai departe.
Și la tine e mai grav, e adevărat. Dar acum mă bucur că cel puțin după a doua carte, când scriu niște texte, nu mai văd imediat 10 oameni care spun, vai, ce fabulă. Nu mai scriu fabule, scriu altceva, scriu texte. Așa va fi și cu tine într-o zi. Vezi, zice, mă, știi? Da, căsnicii nu era proastă de tot. Vreau să-i fac o replică, Tane, că în momentul în care ea l-a apărat pe Dan, că vorbește despre sine, știi? Păi își fac normal, selfie! Își fac selfie! Deja e selfie! E profesionist, da? Păi voiam să spun și eu, aveam și eu de spus ceva. Tatiana, eu vreau să spun că ești fabuloasă. Oh. Dar chestia asta, deci o chestie și să-mi dau ție, ca să înțelegeți. Doar eram suport. Deci e, și scritorii sunt oameni buni, avem orgolie, clar, dar la un moment dat când scrii ceva de care ești mândră, știi, și fiecare, toți cei care au scris ceva sau au vrut ceva, știu că atunci când faci ceva, vrei imediat să arăți cuiva. Și atunci când titlurile știrilor spun blondă, enigmă și acum și scriitoare, îți vine să, efectiv, să zici, adică asta tot e o problemă, știi, când oamenii te percep printr-un anumit, deci ce-au făcut ei o imagine, spune și pe asta o poartă cu tine și pentru mine a fost chestia asta cu fabule, de care am încercat să scap, nu pentru că ar fi o carte de care mi este rușine, sunt texte la care țin, dar care nu poate fi cartea vieții mele. A fost prima mea carte, au fost niște texte la care nici eu m-am gândit că voi face o carte din ele, dar da, blondă, fabuloasă și asta este. Așa că rezistă. Avem întrebări sau întrebări. Bună seara, sunt Ana. Astăzi dimineața am avut o scurtă discuție cu o amică care a fost la cinematograf și a văzut un film românesc, se numește Ana Mon Amor, poate ați auzit de el. Da, și ea îmi spune, ea este o tânără regizoare și era foarte tristă după vizionarea acestui film, îmi spunea că a văzut foarte mulți tineri, mai tineri decât ea, adică, bine, ea acum face masterul și se simte un pic mai bătrână, dacă pot să zic așa, și a văzut alți tineri regizori care spuneau că, vai, nu mai vreau să mă căsătoresc, nu mai fac o familie. Acum, voi, ca scriitori, considerați că ceea ce scrieți ar putea să afecteze tânăra generație, pentru că mie taică mi-o tot timpul îmi spunea sunt niște cărți pe care trebuie să le citești la o anumită vârstă și mi-a băgat asta undeva în cap. Eu am început să citesc foarte târziu, comparativ cu alți prieteni de vârsta mea, adică, și zic târziu, gen, eu am citit Alisa în Țara Minunilor timp de un an, pentru că nu-mi plăcea cartea asta, eu am urât-o din tot sufletul. Și nici nu mai știu la ce vârstă am terminat să o citesc într-un final și eram așa fericită că, și am fost la părinți și le-am zis că am terminat în sfârșit, lăsați-mă în pace. De asta am vrut să vă întreb, credeți că, de exemplu, tu, Tatiana, ai scris despre o relație foarte complicată cu mama, pe care foarte mulți tineri, în special, acum probabil o au, poate nu în această amploare, dar multor este frică să vorbească despre asta și acum poate sunt alții care s-au gândit, uite că mai sunt și alții ca mine, înseamnă că eu sunt ok, înseamnă că eu nu sunt unicul, sau până la urmă ceea ce facem, că eu sunt jurnalistă și uneori mi-e frică să scriu despre situații pe care le întâlnesc. Și mă gândesc, poate eu, dacă scriu, alimentez cumva aceste sentimente în alții. Mersi. Fiind și eu jurnalistă de formație, lucrând aproape, nu știu, 15, nu știu, mai mult de atâția ani, în calitate de jurnalist, pot spune două lucruri. Jurnalismul și literatura sunt lucruri diferite. Mă întrebai dacă literatura afectează sau nu. Ea trebuie să afecteze, pentru că este literatură. Dacă citești o carte și ai închis-o așa cum ai privit o știre la TV, nu știu care e rostul acestei cărți. Eu cred în literatură care afectează. Spuneam mai devreme, eu cred în emoția trezită de carte. Cartea mea este grea, dar ea nu este mai grea decât realitatea din Moldova.
ca să spun, nu știu, am tot repetat ca un papagal și am vorbit foarte mult despre chestia asta. Mama din carte nu este mama mea. Însă noi avem o altă relație cu mama mea, foarte apropiată. Însă asta nu înseamnă că eu nu m-am descris poate pe mine pe alocuri în relația mea sau în fiica mea, în eventualitate, în relație cu fiul meu. Nu înseamnă că nu sunt astfel de mame în Moldova. Eu cred că mitul ăsta de mama icoană trebuie spulberat, pentru că martirizarea mamei, martirizarea femeilor, pune de fapt pe umerii acestora o greutate foarte mare. Femeile de multe ori devin mame rele pentru că se tem atât de mult de un eșec în calitate de mame, încât ele se blochează și nu mai știu ce să facă. Mama din cartea mea a fost o mamă rea, dar nu pentru că s-a născut o mamă rea, ci pentru că a devenit și ea o femeie nefericită între timp. Și eu nu pot scrie despre sex așa ca Dan, dar eu am alte domenii care îmi place să cred că le pot explora. Pe mine mă interesează altfel de lucruri. Cred că s-a acumulat în mine, așa ca într-un buboi, tot felul de chestii din cariera mea de jurnalist care a trecut și eu tot n-am putut să expun toate aceste lucruri și uite, în cartea asta a rupt, s-a întâmplat ceva cu mine și am vrut să scriu despre asta. Și mi-a făcut o mare plăcere să scriu cartea mea. Sună prostesc, știu, dar asta este. Și cred că oamenii care au citit-o și au rămas cumva influențați sau li s-a schimbat ceva, mă bucură foarte mult. Eu cred că asta înseamnă să ai succes. În capul meu, nu știu dacă am spus sau nu. Mi-am amintit de situația de dimineață pentru că spunea și Dan de fapt. Spunea Dan că n-ar fi bine să citească cartea, ultima ta carte, pentru că, mă rog, e prea devreme sau habar n-am. La fel a fost și astăzi dimineață, când prietena mi-a zis că după ce au vizionat filmul, tinerii ei au zis că nu se mai căsătoresc în vecii vecilor. Ești oricum o să căsătorească. Asta i-am zis și eu, dacă ani și au vrut și eu vorbă, oi, baius, baius, da, adică oricum se însoară. Mulțumesc, bună seara, Alina Purcaru este numele meu. Vreau să te întreb pe tine, Tatiana, ceva. Mă bucur foarte mult că ai reafirmat încrederea asta că literatura este puternică și te afectează și poate să schimbe ceva. Și eu personal sunt foarte curioasă să știu care sunt reperele tale, ce scritoare au făcut asta pentru tine și, pe scurt, repere importante literare și culturale pentru tine. De întrebarea asta mă deam cel mai mult. Eu mă tem să discut despre cărți și ele acum să facem notițe. Pentru că eu cred că fiecare om citește, de fapt, cam aceleași cărți în viață, excepție făcând foarte puțină lume, însă în perioade diferite. Și o carte poate avea un impact foarte diferit dacă este citit la 15 ani sau la 18 ani sau la 20 de ani. Pentru mine, acum, cum m-ai întrebat de cărțile care mi-au produs emoții mari, îmi amintesc că spuneam zilele astea și undeva într-un interviu, din copilăria mea am ști Agatha Christie în nebunie. Deci citeam o carte de 10 ori. Cred că nu există carte de Agatha Christie pe care n-am citit-o și n-am recitit-o. Dar îmi amintesc în același timp momentul în care am citit cartea Planeta Maimuțelor, da, care acum e mai cunoscută probabil pentru tinerile prin ultimile ecranizări. Eu simțeam că îmi explodează capul de atâtea idei și de atâtea porniri și de atâtea chestii faine, pentru că a fost o carte care mi-a stârnit imaginația, o carte care m-a făcut să mă văd în altă lume, o carte care m-a făcut să cred că eu pot merge pe lună, așa, șontăcăind, cum spun oamenii noștri. Mie îmi plac cărțile care mă lasă cu o emoție foarte puternică. Apoi, Chekhov pentru mine este, cred că, scriitorul la care revin cel mai mult. Chekhov pentru umor, Gogol, probabil, din păcate, știu că n-ar trebui să vorbesc la zilele literaturii române despre ruși.
și dar acești doi scriitori mi-a plăcut foarte mult Bacovia și îmi place în continuare. Mi-amintesc prin clasa 7 a trebuit să alegem o poezie pe care să o recităm frumos la tablă și eu am ales Plumb și maică-mea s-a speriat enorm, a zis, Doamne ferește, ce poezie asta cu sicriu, cu amor de plumb. Și poezia asta a lăsat o amprentă foarte așa, deci pentru mine a fost o poezie până în ziua de azi rămâne o poezie foarte importantă aceasta, lui George Bacovia. Am citit mult din Stănescu, mi-amintesc pentru că pentru oamenii din Basarabia a existat și bucuria de a descoperi scriitori în grafia latină. Pentru mine, de exemplu, una dintre primele cărți pe care le-am citit a fost de Zaharia Stancu. Și eu mi-amintesc bucuria asta de a putea citi cu un alt fel de alfabet niște povești, povestiri într-o limbă cunoscută, dar totuși alta pentru noi, pentru că noi mai aveam de lăsat în urmă niște cuvinte. Încerc să citesc multă literatură modernă, în engleză destul de mult, în franceză, pentru că sunt curioasă. Eu am așa o curiozitate de jurnalist care nu mă lasă duce. Sunt curioasă să văd ce răsuflă, ce vor oamenii care trăiesc în același an cu mine. Nu știu dacă am răspuns foarte mult. Dar eu voi păstra această întrebare pentru toți trei. Eu urăsc întrebarea asta. E și absurdă. Asta să faci topuri pe scriitori, adică la câtă literatură de calitate avem. Asta, dar noi am zis topuri, nu am zis ceva ierarhic, sau am zis ceva foarte legat de tine. Care, și care e valabil la tine. Păi, bănuiesc că ai citit măcar 1000 de cărți și nu l-am citit un pic, nu am citit că mi-au plăcut. Și fiecare are o influență în zona mea. Eu chiar, adică nu polemizez cu tine, dar eu chiar am un problem, am primit de mii de ori întrebarea asta și o consider total irelevantă. Cărțile înseamnă nuanțe, înseamnă, cum să spun, arta e despre relații. În fiecare găsesc o chestie umană care mă interesează. Ideea asta cu cine te-a format, Beatles și cei mai buni, care e informația ta favorită, mi se pare că ar trebui să țin până undeva după ce ai trecut de adolescență. După aia e vorba de nuanțe, de lucruri. Și vorba de marketing, adică sunt lucruri foarte faine în toate zonele astea. Adică sfatul meu pentru lectură, pentru repere, când mi se cere, accept să spun asta, intră într-o librărie, ia 10 cărți care nu sunt publicate de aiurea. Sunt motive pentru care. Ia 10 cărți la întâmplare și citește două pagini și alegi o pe aia care e despre tine, în care înțelegi ceva, ți se adresează. Are voce. Nu contează, nu, pentru că altfel, orice altceva vine din fața, băi, stai, că a zis Cărtărescu, a zis Lăzărescu, nu, că a zis unul dintre ăștia care ai încredere într-o carte, nu poate fi un mare fake, adică intră în zona snobismului, citesc asta pentru că dă bine. Trebuie să citești ceea ce e despre tine. Literatura nu e despre sinecdoci, metonimii, transliterații, e despre relații umane. Apropo și de întrebarea, e despre oameni. Asta mă interesează pe mine la artă. Asta caut acolo și normal că învăț enorm. Altfel, de ce n-ai băut citesc? Ca să, în afară de faptul că ești filolog și atunci ai sau critic, e meseria ta, tu citești ca să înveți din punct de vedere uman chestia respectivă. Apropo, la întrebarea ta, după suferințele tânărului Werther s-au raportat nu știu câte cazuri de sinucidere. Așa. Adică oamenii trăiau, cred că un pic exagerând literatura, dar eu dacă aș face o campanie de lectură, n-aș merge niciodată. Citiți că e bine, citiți că ești cult în cap după ce citești. Nu, citește pentru că înveți. Dacă vrei să ai o experiență pe care n-ai cum să o ai la 16 ani, legată de iubire. Dacă ai citit 10 cărți, 10 romane bune de dragoste, cu siguranță vei ști mai mult despre cum să te comporți cu un tip sau cu o tipă. Dacă nu citești ca trăsnă și chiar înțelegi și ești preocupat de ceea ce faci acolo. Asta cu reperele e fix care. Care e cea mai bună pastă din dinți? Păi luați Colgate, care e Coca-Cola, că e, știi? Și ajunge la chestia asta în care totul se reduce la 3 produse. Știi? Ai 5 scriitori buni, hai să citim pe aia. De ce? Că oricum sunt multe cărți, sau când avem timp, exagerez. 100 de scriitori buni, credem cu toți de acord că avem.
Păi atunci de ce n-ai vrut mai citit pe Dan Coleman sau pe Lăzărescu? De ce îl mai iau? Că alături Borges sau Shakespeare sau de ce l-aș mai lua? Eu obișnuiesc să spun și chiar mi-am spus mie prima dată în minte, băi, eu nu m-aș cumpăra intrând într-o librărie, de ce cârsă acolo, n-aș da banii pe mine. Știi? Chestia interesantă, din momentul ăla, da, de ce l-ai cumpărat pe Lăzărescu? Că băi, ce vrea asta de la viață? Adică de ce s-a apucat să facă? Interesant ca demers. Adică după secole de literatură, după ce înseamnă literatura contemporană, că avem literatură de cea mai bună calitate, cu nimic mai prejos decât ce s-a scris din toate timpurile. Așa, de curiozitatea de a vedea și altceva. Ei, în lumea asta, dacă vii și stabilești topul scriitorul, ăia spui, pe aia citiți, pe aia nu știu ce, nu... O lume în care tot... În care toți citim Biblia, în care toți citim Heidegger, o lume tâmpită, idiotă. Nu poți să citești numai ăia pe care îi știi de la televizor. Trebuie să cauți să descoperi lucruri... Lumea ta și lucruri noi. Scuze-mă, că ți-am spus, am primit întrebarea asta de foarte multe ori, eu refuz să răspund la sfârșitul fiecărui an, primesc cel puțin 10 cereri, cărțile, topul tău, ca cele mai bune cărți. Și cu aceeași chestie, schivă. Nu, dar după gustul tău. Păi după gustul meu îți spun, nu știu, o carte de istorie, care m-a marcat. De exemplu, ultima carte de istorie, o întrebare. Ce cărți am marcat? Mă documentez pentru o piesă de teatru și am descoperit Iașul, capitală de război, cât a contat Iașul pentru unire, ce s-a întâmplat între 1916, când s-a mutat capitala la Iași fugit, și 1918, când s-a mutat Parlamentul în teatru din Iași, când Enescu mergea și cânta bolnavilor de tifos prin spitale, m-a impresionat teribil. Și nu e o carte de literatură. Adică poți să afli din cărți lucruri fascinante. Era orașul meu, trăiesc acolo de viață. Și mă uit în jur. Citiți și asta, adică poți să descoperi la un moment dat. Luați o monografie Chișinăului. Eu am avut experiența asta, am fost șocat că trec ca un câine pe lângă monument. S-a întâmplat istoria din fața, din casa Dostoftei, în biserica aia, au fost unși toți voievozi în Moldova. Dacă deodată ai, citești o carte, vezi două pagini și îți dai seama toată istoria aia care s-a prelinda pe acolo. Toți regii aia. Nu e Westminster, dar istoria noastră. A fost Ștefan acolo, adică poți să afli în orice carte lucruri foarte... Revin la monografia comunei pompierilor din comuna Miroslava. Acolo erau niște experiențe, erau niște poze, era o lume. Așa, poate să fie o chestie care te emoționează, din care să înveți. Deci eu sunt... Adică tot ce înseamnă în zona asta de repelte, nu? Și sunt sincer, nu-mi dau seama efectiv în toată viața mea, cel mai mult, adică categoric, pe mine m-a influențat vine tu cea mai mult. Adică vine tu, Alucard Maide, aia e cartea care mă dărmat. Eu am plâns, n-am plâns niciodată o carte, n-am fost om 2-3 săptămâni, n-am mâncat, n-am băut, eram terminat. Așa. Dar nu e un reper, adică eram copil, e chestia asta, știi? Din... A, o întrebare acolo. Da, vă rog. Asta e o temă mai veche, de la Howard Bloom cu Canon Occidental, nu? El a spus că există anumite o serie de cărți care sunt fundamentale împotriva acestei asalt al... celor care vin din literaturi coloniale, care răstoarnă orice axă valorică. Da? Poate e adevărat că poți să citești orice, dacă te rezonează cu ce te interesează, dar după ce te-ai format deja pe baza unui canon, pe baza unor lecturi fundamentale. Deci nu se exclud una pe alta, cred. Deci, în perioada de adolescență, nu poți citești ziare și monografii. Că mai târziu, cam acolo îi rămâne. Poți să citești numai tâmpenii și să ajungi un scriitor foarte urcin, să mă dau cald. Scriitor care știu numai... Da, vorbesc la microfon, că n-au de... Și numai cretinătăți au citit. Și la un moment dat s-au deșteptat. Nu cred. Eu nu trebuie să citești Dostoevski în clasa 5-a, că nu-i cald. Dar nu cred că, nici nu cred că am dreptate absolută, adică s-a...
Dar vorbiți la microfon. Nu, asta spuneam. Eu nu cred în chestia asta. Sunt, știu, oameni care au citit, așa cum avem golani din aia notori, numai în bătăi au ținut-o până în clasa 12. Au avut o viață din aia, dat cu parul în cap și nu știu. Și deodată te trezești la un poet sensibil, după 5 ani, în viața 25 de ani, că te rupe cu sensibilitatea lui. Și lucrurile sunt legate. Experiența aia huliganică de care scrie și Eliade contează foarte mult, pentru că te ajută să înțelegi lumea. La un moment dat treci de chestia aia animalică și o picepi. Așa și cu cărțile. Cărțile sunt la fel ca și oamenii. Poți să citești cărți foarte proaste. Eu chiar cred că am învățat foarte mult să scriu de la scriitorii proști. Că îți dai seama, frate, așa ceva nu trebuie să facă în viața mea. Adică îți dai. Deci experiența cărților proaste e foarte utilă. Pentru că așa îți formezi gustul la un moment dat. Nu, dar ce zicea domnul, cred că aveți perfectă dreptate. Asta e. Deci, Florin, nu, se poate să înveți din cărțile proaste în măsura în care ai absorbit cărțile bune. Da, da. Și ai un reper. Sunt niște repere fundamentale. Nu cred că poți să-mi dai exemple de autori. Da, există posibilități. Avem și noi Alex Stip. Sunt câțiva poeți foarte tineri români care sunt golani și care au venit într-adevăr cu o voce nouă, SGB. Limbajul de cartier, aproape de hip-hop, povestea respectivă. După a doua carte, nu l-a mai crezut nimeni. A picat. E varză. Pentru că nu avea niciun reper. Ok, poți să faci una dintre asta. Îți iese. În timp, eu nu știu niciun scriitor din lumea asta, sincer, care să nu aibă reperele astea foarte... Adică e vorba de o structură pe care lucrezi. După aia, da, după aia poți citi și găsi o grămadă de... Și de acolo se nuanțează și se personalizează lucrurile. Dar e obligatorie chestiunea asta. Adică canonul respectiv, paradigmele de care vorbim, sunt absolut esențiale. Da, poate să-ți iasă o carte, dar nu mai mult. Voiam să întreb, dacă da. Pot și eu să mă amintesc de anime, de jurnalism. Eli, voiam să te întreb pe tine, pentru că să profităm de prezența ta, să te întrebăm, fiind cea care vede foarte bine ce se citește, ce se caută, Cum citește publicul românesc în ziua de azi? Ce fel de cărți prind la public? Ce caută cititorii? Bine, eu îți mulțumesc foarte mult pentru întrebare, dar de fapt nu de mine trebuie să profite, ci de voi. Voi încerca să răspundă foarte scurt. Asta e întrebare care trebuie să vă răspund. Aș putea să mă raportez în primul rând la datele de trafic. Cred că sunt cele mai la îndemână, pentru că acolo... am cifre și știu, nu sunt chiar oameni, nu pot să individualizez, să știi despre fiecare foarte multe lucruri, dar știi când intră, de câte ori și așa mai departe și pe ce se duc. În principiu, literatura de consum firește, literatura care le spune, depinde și de ce categorie de vârstă vorbim, de ce fel de cititor vorbim. Sunt lucruri foarte, foarte complexe și au nuanțe. De exemplu, la literatura română contemporană, nu știu dacă îi va plăcea lui Dan că voi spune asta, la un moment dat am făcut un top din ăsta al celor mai citite articole, nu mai știu în ce an, 2015, cred că a fost imediat interviul atunci, și la interviurile pe anul respectiv, cel mai citit fusese cel cu Dan Coman, despre căsnicie. Ceea ce pe mine m-a bucurat, în primul rând, pentru că e vorba de literatura română contemporană. Și de obicei se strâmbă din nas că literatura română contemporană, bine, lasă, de ce? Exact cum spunea și Florin mai devreme, de ce să citesc un scriitor român contemporan, că realitățile astea le știu și eu, mă duc la alții și aflu alte lucruri. Dar intuițiile astea nu funcționează. Se citește și foarte multă literatură română contemporană, se citește și foarte multă poezie. Din nou, depinde și vârsta. Dacă vorbim despre copii, copiii citesc foarte mult fantasy. Sunt înnebuniți după fantasy, după SF-uri, după chestii cu vampiri și vrăjitori și tot felul de nebunii. Iar mie personal mi se pare în regulă, atâta timp, adică pot să citească foarte mult și la un moment dat să
ajungă să consume toată etapa asta și să meargă mai departe. Adică tot ce contează e să citească. M-aș opri totuși aici, exact, să dăm mai departe microfonul. Da. Alex, scuze-mi. Eu aveam, mai curând, o curiozitate care pornește de la observație. Sunt foarte mulți autori care s-au afirmat întâi ca poeți și care după aceea au trecut la proză. Avem cel puțin doi la masa asta. Nu știu, imediat, nu-i... Era masă, în picioare. În picioare. Și da, și eram curios. În fine, e o chestie care ține și de public. În majoritatea cazurilor, poezie citesc cei care încearcă să scrie poezie sau care vor, au scris cândva poezie și, sau ar vrea cumva să fie în zona asta. Proza are alt public. Nu neapărat cei care citesc proză se vor prozatori. Deși majoritatea cazurilor cei care citesc poezie vor să facă și ei poezie după aceea, dacă nu o fac deja. Și sunt curios ce anume motivează trecerea asta de la poezie la proză. A fost penultima întrebare și va fi ultima. În scurt timp. Pentru că e obosită. Ceea ce mă interesează în mod fundamental în ceea ce mă privește, mă rog, e poezia. Adică acolo e miza. Și când ai zis și de Emilian, mi-a venit în minte imediat sociu și mi-a mai venit câțiva care fac, apropo de sociu, proză absolut diferită, nu? De tot ce facem fiecare dintre noi, de exemplu. O să vorbesc în numele meu. La un moment dat, îți dai seama că ai ajuns la niște mecanisme, strict legate de poezie, la niște mecanisme de a crea textul, care sunt atât de clare, încât ai putea să scrii foarte bine o carte pe an liniștit. Nu proastă. De nivelul celor pe care deja le-ai scris. Lucrul ăsta mi se pare extrem de periculos. Că există tendința asta, tehnic, stăpânind tehnic destul de bine anumite lucruri, să lucrezi pe matrițele deja existente. Și în cazul meu a fost pur și simplu o formă de a detensiona toată povestea asta, care a ajuns să fie extrem de enervantă pentru mine. Mă gândeam foarte mult la poezie și uneori nu e bine să te gândești foarte mult la poezie, cu atât mai nasol este să te gândești foarte mult la poezia ta. Încercând să o raportezi, să o discuți, știi? Să o vezi. Și pentru mine, eu am ajuns la proză strict datorită faptului că, citindu-i pe cei foarte tineri, asta cred că am zis și aseară, mi-am dat seama că se schimbă paradigma, că sunt lucruri extraordinare care se întâmplă în poezia română. Actual, și când zic poezia română, zic chiar poezia scrisă în limba română. Nu contează unde. Și proza a venit așa, că îmi place să scriu, am vrut să fac lucrurile astea, dar miza e în continuare poezia. Nu știu în cazul celorlalți. Iulian Fruntașu? Vă mulțumesc. Eu am vrut să vă povestesc despre o persoană, deci un scriitor britanic, Tony Hawks. Nu știu dacă i-ați citit, v-ați citit pe Tony Hawks. El are o carte care se numește Jucând tenis cu moldovenii, Playing Moldovans at Tennis. Tipul e comedian, cum s-ar fi în limba engleză. Eu l-am cunoscut mulți ani în urmă. L-am recomandat editurii carte. Iar editura l-a tradus, n-a câștigat mare lucru, dar n-a falimentat. Ce este bine. Dar tipul e nebun. Da? Tipul a mai scris o carte în jurul Irlandei cu frigiderul. Deci el făcea autostopul așa, mergea în jurul Irlandei. Și oprea mașinile și mașina se oprea și el, până unde? Păi, până în corc acolo. Zice, bine, mă așez, dar am și un frigider. Și punea și frigiderul în porbagaj. Da? Păi, asta e un roman. Păi, romanul cu moldovenii a fost altul, a fost un pariu cu un prieten de-a lui.
în care el a zis că, uite, eu voi juca tenis de când cu jucătorii echipei de fotbal. Și el i-a depistat pe fiecare, echipa națională de fotbal, și a jucat tenis. Da? Și a câștigat. Cel care a pierdut a fost o altă persoană, un prieten, care a pierdut și a trebuit să se dezbrace în pielea goală, la Piccadilly Circus în Londra și să cânte imnul Republicii Moldova. Deci asta e povestea. Deci tipul e nebun. E nebun, dar are și o inimă bună, pentru că a creat acel centru de Tony Hawk, se numește, pentru copii de paralizie cerebrală. Și toți banii pe care i-a câștigat, de fapt, i-a transferat către acest centru. Eu vreau să vă întreb altceva, adică nebunia voastră până unde ar putea merge într-un pariu oricare, dacă v-ați face asta? Ca de sfârșit. Ca de sfârșit. O întrebare ca de sfârșit. Poftim. Cu 3 săptămâni, un artist conceptualist parizian a scos un nou. La propriu. Adică a avut un proiect în care a clocit ouă într-un muzeu, 12 ouă și a reușit să scoată un pui. Timp după 3-4 săptămâni. Uite, iată, vorbim foarte mult de aici, adică dacă dau 10 nume de scriitori, fiecare dă 10 nume de scriitori, foarte puțin o să găsim, dar de nebunul ăsta am auzit. Există și o chestie din asta de marketing, un show, poți să faci lucruri șocante, dar asta, din punctul meu de vedere, el nu-i peste găina mamei de acasă că n-a făcut el ou. Adică doar a clocit o chestie, a scos un puișor, s-a jucat, a intrigat lumea că pe asta a și mizat, dar nu neapărat asta înseamnă și artă. Cât de departe sunt eu nebun să merg? Eu cred că sunt foarte nebun că de 4 ani suport Curtea de Conturi și Consiliul Județean și Primăria din Iași ca să mă lupt să fac un festival de nivel european în Iași. E nebunie, mi se pare cel mai riscant lucru pe l-am făcut. Credeți-mă, am fost pe creste de munți, am mers așa, era prăpastie pe stânga, pe dreapta, nici vorbă de pericolul cu care mă lupt cu birocrația asta. Așa, am fost 12 ani căsătorit, am divorțat. E nebunie, adică e rezistența aia, nebunia ta de a crede într-un lucru și la un moment dat să dai seama. Astea sunt adevăratele nebunii pentru care trebuie să ne luptăm. Să trăiești zilnic, să ajungi la o vârstă în care, și să te bucuri de viață, să nu fii tocit, să nu mai privești lumea, să vezi că toți mizerabili. Asta e cea mai tare nebunie pe care o apreciez. Să ai o vârstă și să vezi, să te mai bucuri când vezi, nu știu cum, să găsești ceva fascinant când vezi un polițai care o ceartă pe o doamnă care o fară de liliac și spune, e frumos așa? Adică să vezi frumusețea acelui lucru, magia acelui lucru. Așa cum am și scris despre artistul respectiv, pot să împing un bob de mazăre prin Iași cu nasul și vă garantez că devin mult mai cunoscut decât sunt. Dacă fac asta timp de o săptămână, vine Pro TV, eu ajung, dar ce am câștigat cu asta? Despre asta e vorba, adică ce vreau să fac de la viață? Genul ăsta de nebunia, am foarte mulți prieteni care fac sporturi extreme, dar nu, noi care stau 12 ore pe în coardă, pe motherphone, pe nu știu ce, nu s-au zis niciodată de ei, pentru că asta le place, ies pe bune. Și mai există și alții care încearcă să câștigi un pic de imagine, nu știu, luând porcul și călărindu-l, sau găsim noi toți aici, suntem destul de deștept, n-am niciun dubiu, până mâine dimineață, 15 idei șocante să vină să audă lumea de noi. Dar nu asta e miza. Eu nu cred că, întrebarea, cât, maxima cât de nebun ești, cât de nebun e, adică, arată ce mecanism ai să suporți lumea asta, fără să fii deprimat, fără să zici că, băi, mâine mai trăiesc. Asta e maxima nebunie de care noi toți suntem în stare. Vine să dau microfonul imediat, nu știu, eu nu prea fac pariuri, nu sunt un om de extreme. Pentru mine, de fapt, scrisul a fost un pariu. Dacă voi reuși să mă regăsesc în scris sau nu, dacă voi reuși să fac măcar un om să cumpere o carte, dacă voi reuși să fiu credibilă, probabil... Deocamdată acesta este pariul. Nu aș apuca să fac nimic altceva.
în acest moment este destul, este o extremă pentru mine să mă fi apucat de scris, să fi scris această carte așa cum am scris-o și următorul pariu ar fi să termin măcar una din cele două cărți în care m-am înglodat și care se prăfuiesc undeva acasă. Și dacă reușesc să termin măcar una și să zic că e gata, e bună de tipar și să pot spune că da, aș vrea să o citească și alții, cred că ar fi un pariu destul de mare pentru mine. Mulțumim, Tatiana, mulțumim, Florin, mulțumim, Noeli și Maria. A fost o seară minunată. Vă așteptăm și... Vreau să spun ceva în legătură cu... În primul rând, fiindcă, întrucât eu aici închei, nu o să mai vorbesc în alte mâine, eu vreau să le mulțumesc celor care m-au invitat la acest festival și să-i mulțumesc lui Gheorghe Rezeanu și lui Mirian Galacu-Păun și Paul Rezeanu și Angelie Prașoveanu și să-i mulțumesc lui Eric Bădică și să vă mulțumesc vouă. Acum, nu am crezut, vă mulțumesc tuturor celor care ați fost prezenți, în mod special tinerilor, urmăresc a treia seară niște tineri atât de inteligenți de care eu nu am avut știință că există în Chișinău, că sunt în Chișinău. Cineva mi-a dat odată un roman și mi-a spus, doamnă, am auzit că citiți romane și că mi-a scris despre ele. Știți, vreau să vă dau și eu romanul meu. Știți cum e astăzi? Îți vine să-i plătești cititorul care citește romane. Dragi colegi, de acum seara, haideți să aplaudăm acești oameni care au venit și au stat pentru noi aici. Mulțumim! Autor a fost extraordinar!